să ne binecuvinteze din toată inima. După citirea cuvintelor, fratele Vasile se va ruga și noi, ne vom închide ochii și ne vom îndrepta și noi gândul către Dumnezeu și vom spune ca Dumnezeu să binecuvinteze în dimineața aceasta. Amin. Amin. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește lui Aron și fiilor lui și spune-le, așa să binecuvântați pe copiii lui Israel și să le ziceți, Domnul să te binecuvinteze și să te păzească selin. Amin. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine selin. Amin. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea selin. Amin. Astfel să pună numele meu peste copiii lui Israel și eu îi voi binecuvânta. Amin. Închidem ochii și fratele Vasile să vă ruga Domnul. Doamne Dumnezeule, stăm înaintea Ta, Părintele Îndurării, Dumnezeu cel veșnic și adunării, Doamne. Hai să mulțumim de ziua aceasta binecuvântată, Doamne, care ai pregătit-o pentru noi, Doamne. Hai să mulțumim de ziua aceasta, Doamne, care ai pregătit-o pentru familia aceasta, Doamne, Te rog din toată inima, Doamne. Venim înaintea Ta, Doamne, ca semn de cunoștință, Doamne. Și îți mulțumim din toată inima pentru dragostea măreață care Tu o ai față de noi și față de toți, Doamne, din locul acesta, Doamne. Acum, Doamne, stăm înaintea Ta, Doamne, și Te rog din toată inima, Doamne. Te rog din toată inima să binecuvintezi, Doamne, acești copilași, Doamne, acești copilași, Doamne, această fetiță, Doamne, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, să-ți îndrepti privirea spre ea, Doamne, și să lași binecuvântarea Ta cea sfântă spre ea, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, să-i dai sănătate, Doamne, să-i dai înțelepciune, Doamne, să-i dai pricepere, Doamne, să-i dai creștere sănătoasă, Doamne, și te rog din toată inima, Doamne, ca mâna Ta, Doamne, ca protecția Ta cea sfântă, Doamne, să fie peste ea, Doamne, pe numele Lui inima, Dumnezeule, ascultă rugăciunea noastră, Doamne, și te rog frumos, Doamne, încredințăm acești copilași, Doamne, această fetiță în mâna Ta, Doamne, să vin, Doamne, te rog din toată inima, Doamne, să lași îndurare, Doamne, peste ea, Doamne, și îți mulțumesc din toată inima, Doamne. Ai milă din toată inima, Doamne, peste părinții ei, Doamne. Te rog din toată inima să-i binecuvintezi, Doamne, să-i întărești, Doamne. Să lași, Doamne, ungerea Ta cea sfântă peste ei, Doamne, călăuza Ta cea sfântă, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, ca să lași durare peste casa lor, Doamne. Amin. Te rog din toată inima, Doamne, să binecuvintezi pe Diana, Doamne. Amin. Ai milă de ea, Doamne, te rog să-i dai sănătate, Doamne. Amin. Te rog din toată inima să-i dai, Doamne, pace, bucurie în inima Amin. Ei, Doamne. O, Doamne, îți mulțumesc din toată inima și te rog din toată inima, Doamne. Dacă a rămas cu ceva urmări de la naștere, Doamne, te rog din toată inima, Doamne, să-i lași vindecare, să-i dai vindecare în totalitate, Doamne. Te rog din toată inima, Doamne, să lași, Doamne, o înțelepciune, Doamne, deosebită peste ea, Doamne, să poată să crească această fetiță, Doamne, selin, Doamne. Îți mulțumesc din toată inima și te rog frumos, Doamne, o încredințăm în mâna Ta, Doamne, această familie, Doamne, fetița, Doamne, tatăl ei, Doamne, și te rog din toată inima să-i cercetezi, Doamne. Te rog din toată inima să-i întărești, Doamne. Te rog din toată inima Te-ai ajuns, Doamne, să Te cunoască pe Tine, că Tu ești un Dumnezeu viu, sfânt și adevărat, Doamne, un Dumnezeu plin de putere, Doamne. Aleluia. Noi îți mulțumim din toată inima pentru familia aceasta, Doamne, care a adus această fetiță, Doamne, această binecuvântare, Doamne. Să o încredințăm în mâna Ta, Doamne, să o aducem în mâna Ta, Dumnezeule. O, îți mulțumim din toată inima și Te slăvim pe Tine, Doamne. Noi îți mulțumim, Doamne, încredințăm, Doamne, în mâna Ta, Doamne, și Te rog din toată inima toate binecuvântările Tale cerești, pământei, Doamne, să lași peste familia aceasta, Doamne, și noi îți mulțumim, Doamne, îți mulțumim, Doamne, pentru binecuvântarea, Doamne, care ai lăsat-o peste copilajul acesta, Doamne. Amin. Îți mulțumesc din toată inima, Doamne, îți mulțumim și Te slăvim pe Tine, Tată Ceresc, de acum și în veșnicii.